Bine v-am regăsit, stimați telespectatori ai ESCU TV. Sunt Maria Iunicescu, coordonatoarea Teatrului Redento. Astăzi, din cadrul rubricii Alegerea unei cariere, avem deosebită bucurie să stăm de vorbă cu Liviu Dospinescu, un adevărat iubitor de teatru. Conferențiar la Universitatea Laval, autor, actor, regizor. Așadar, domnul Liviu Dospinescu, ce înseamnă pentru dumneavoastră să faci carieră în teatru? Ce înseamnă o carieră în teatru? Sunt o multitudine de cariere în teatru. Deja că începe cu visul ăsta de a avea două, nouă, 99 de existențe și mai mult chiar. Asta înseamnă probabil teatru... Și la asta un... este una dintre marele provocări ale fiecărui actor? Probabil, da. Da? cum treci dintr-un rol într-altul, dintr-o existență într-alta, cum te reîntorci din ficțiune în realitate. Da, sunt provocări, într-adevăr. Apoi, bineînțeles că teatru poate să însemne o carieră ca actor, o carieră ca scenograf, o carieră ca regizor, producător. Poți ajunge să lucrezi în sistemul cultural al, al, pe piața festivalurilor de teatru și, mă rog, multe multe alte domenii de, de activitate în care teatrul are are intrare. De fapt, e mai peste tot, a? până și în viața noastră. Pentru dumneavoastră în special, ce a însemnat? Ei, pentru mine uh, uh, nu știu bine dacă am o carieră în teatru nici acum. În fond am început mai întâi așa visând la teatru, visând să mă fac. De fapt, eu visam să mă fac actor, fie actor, fie cosmonaut. Și mi-am dat cosmonaut era pe vremea aceea, astronaut, spuneți cum vreți. Dar mi-am dat seama că în ciuda diferenței dintre cele două profesii, așa, totuși ele au ceva comun. Amândouă le au ceva de a face cu înstrăinarea, cu teleportarea, cu transportarea într-o altă lume. Cu evadarea. Cu evadarea, exact, exact. Și am înțeles că, de fapt, prin teatru am urmărit cam același vis pe care l-aș fi putut urmări dacă aș fi devenit și eu cosmonaut. Dar nu s-a întâmplat asta și chiar actor și mă rog în teatru am ajuns destul de greu pentru că deși întotdeauna am făcut teatru că a fost la școală, ca bufon că a fost mai târziu ca student că apoi ca profesor dar nu de teatru ci de uh, lingvistică franceză mai degrabă, am avut totuși uh, o, o activități ca îndrumător al unei trupe de teatru și ca actor, regizor, bineînțeles, într-o într trupă mai întâi studențească, apoi am format o trupă de, de teatru independent cu colaboratori și profesioniști. Deci am dezvoltat cariera asta în timp, fără să știu că e una, că e o carieră în teatru mișcat, mânat, imboldul a venit din, din, pasiunea dumneavoastră pentru a, 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 a vă transpune în diferite alte ipostaze ale umanului. Da, cred că de fapt pentru mine, pentru mine întrebarea e mai degrabă cum e să ai o pasiune în teatru, care e pasiunea ta în teatru, cum, care e natura ei, pentru că eu mai degrabă mă simt pasionat de teatru decât legat instituțional în chipul unei cariere de teatru. Și, bun, am ajuns mai aproape de teatru, într-un sfârșit, prin multe, multe ocoluri, trecând prin, deci prin dorința de a face mai întâi medicină, apoi de a face filologie, într-un sfârșit, ajungând și pe continentul ăsta, nord-american. Mi-am propus că totuși e cazul să mă apropii mai mult de teatru în sfârșit. Am făcut un doctorat în studii teatrale, de fapt în studii și practice ale artelor, dar bineînțeles că teatrul a fost uh, în prim planul uh, proiectului meu de cercetare. Și apoi, apoi, am devenit și profesor, intrând în lumea asta și ca cercetător și ca, și mă rog, începând să predau, mi-a plăcut foarte mult și am simțit că, de fapt, ăsta este domeniul meu și, uite, așa am schimbat și paradigma. De la profesor de lingvistică franceză am ajuns profesor de studii teatrale și culturale, și îmi desfășor acum cariera ca cercetător în studii teatrale și culturale, ca profesor de studii teatrale la Universitatea Laval, și în planul practicii teatrale mi se mai întâmplă să dezvolt câte un proiect de cercetare, creație. Deci mi se întâmplă să fac ceea ce numesc sau ceea ce se numește de fapt un teatru de cercetare, mm -hmm. de laborator și dar care, care este deschis bineînțeles și către public uh, pentru că publicul este absolut necesar pentru ca teatrul să se întâmple pentru ca teatrul să devină eveniment, să advină cu alte cuvinte avem nevoie și de un public uh, însă latura asta de cercetare pentru mine are o mare, mare importanță pentru că fac ceea ce îmi place, fac ceea ce mă stimulează, ceea ce mă inspiră, sunt oarecum, deci în afara ideea este de carieră în teatru, în afara sistemului teatral, în afara industriei teatrale. Vorbind despre alegerea unei cariere, care este profilul, competențele pe care un student doritor să devină actor, regizor, scenograf, ar trebui să le aibă pentru ca visul lui să devină realitate? Da, în primul rând, cred, cred un spirit ludic, jucăuș, deci, da? Și multă, multă creativitate, dorința asta de a, de a face ca lumea să devină fie mai simplă, fie mai complicată sau mai complexă și putința asta de a, de a aduce peste realitate straturi. Zicem așa, straturi de ficțiune, da? Să faci să creadă uh, pe cel din fața ta în ceea ce aduci tu nou în mm. realitatea asta, care este a noastră, a tuturor, comună. Și uh. pe care uneori nu mai vedem? Da, da. Uh. Și apoi, uh, bun, ca asta ar fi pentru, pentru, pentru oricine vrea să intre uh, în spațiul ăsta al unei scene fie că e vorba să fii actor, că mai putea face regie sau scenografie. Asta este în mod cert, nu o cerință, dar e, o, e, e, ceva care trebuie să fie pus acolo deja. Apoi, bun, ești un spirit care căruia îi place mult lumina, a reflectorului în general, ai atâta dinamism cât să poți sta în fața reflectorului și să-l satisfaci, de fapt nu satisfaci reflectorul, dar privirea spectatorului cu siguranță, Ui, da, poți să te faci actor atunci. Uh, ești bricolor, uh, îți place să cauți, să aranjezi piesele în scenă, să decupezi. Să uh, Se creezi un univers, un, cor, un univers uh, material, dar care vine în fond, tot în completarea celui uh, pe care îl zamislește prin jocul lui actorul și prin creativitatea uh, lui regizorului te faci scenograf uh, regizorul este o persoană care, care trebuie să se cultive foarte mult, deci să cunoască deja și ce înseamnă uh, profesia actorului ce înseamnă jocul, ce înseamnă să uh, să te transpui într-un personaj sau să, să aduci pe lume un personaj uh, dar trebuie să cunoască și realitatea, trebuie să cunoască actualitatea uh, trebuie să știe să lege să lege lucrurile între ele. Și, în un ultimul rând, să creeze nu neapărat divertismentul, ci o atitudine, o convingere, o valoare. Da, există o unitate între, de fapt, între ideea sau funcția de divertisment a teatrului și funcția lui socială. Toate lucrurile astea se completează și e bine să nu fie numai una, ci ambele în același timp sau toate în același timp, altfel altfel, dintr-un teatru. Nu pot să-i spun un teatru total, dar un teatru mai complex, sau un teatru, care, un teatru care se poate să uh, cuprindă complexitatea experienței umane pentru că în fond, uh, asta este teatrul până la urmă. E o tentativă de a cuprinde complexitatea experienței umane prin arta actorului și a regizului și a scenografului. Deci, fără asta, bun, ajungi într-un teatru de revistă care nu e mai puțin interesant sau într-un teatru pe care eu îl numesc industrial, într-un teatru mort, cum îi spune Peter Brook, acel teatru care nu, este, nu are o legătură spirituală nici cu istoria, nici cu societatea, nici cu existența, așa cum o trăim fiecare individual, este un teatru care, bun, reprezintă, reprezintă o, un fragment din acea oglindă care ar trebui să fie el pentru experiența umană. Am, din studiile dumneavoastră, din publicațiile uh, uh, pe care le ați avut până acum, uh, am văzut o propensiune spre Samuel Beckett, uh, uh, teatrul lui Samuel Beckett. Așadar, uh, Liviu Dospinescu, după părerea dumneavoastră, în așteptarea lui Godot, ce ne-ar ne propune scena teatrului contemporan? E una din întrebările care îmi plac cel mai mult. Uh, Mi-a mi mai fost pusă ce poate oferi scena în cazul lui, așteptându-lui Godot, ce oferă ea? Băi, marele secret, care nu este unul al acestei piese fabuloase în istoria teatrului universal, este că ne oferă experiența așteptării. Experiența, chiar trăirea așteptării nu vom vedea până la sfârșitul piesei niciun godou apărând, nicio mare schimbare de, de nicio lovitură de teatru petrecându-se, ci vom aștepta alături de Didi și Gogo, -Go, vom aștepta ca ceva să se întâmple, ca Godot poate să vină, vom aștepta și vom trăi această așteptare cu intensitate, cu speranță, uneori prostească, ridicolă, absurdă, alteori înduioșătoare, foarte umană. Și asta, lucrul ăsta este, este deja o mare descoperire pentru spectator. Dacă a spune eu și numai dacă regizorul înțelege că această piesă este, de fapt, despre experiența trăirii însăși, a așteptării în cazul de față. Cum este să aștepți dacă nu ți s-a întâmplat? Imposibil să nu ți se întâmple. Dar totuși, atunci când-ți se întâmplă, ție-ți se întâmplă și caut să scapi. Și reușești de multe ori. Uneori ne salvăm prin Ludic. Ne, ei, Da, bineînțeles, ne salvăm prin Ludic, ne încercăm să ne, să ne ducem uh, într-un alt spațiu care eventual să ne, să ne um, scape de povara așteptării. Ei, de data asta nu, timp de două ore, două ore și jumătate cât durează piesa lui Beckett, cât durează așteptarea lui Didi și Gogo, uh, -Go. de data aceasta stăm și așteptăm cu ei până la capăt și trăim această experiență care este tulburătoare, este fascinantă și trăim și um, împărțim și universul acestor două figuri umane um, foarte, foarte. Um, Definitorii, în fond, pentru ceea ce înseamnă existența, pur și simplu, viața, în general. Și din această perspectivă, oamenii, indiferent cum ar fi ei, oamenii am putea să-i vedem mai buni. Oh, nu știu dacă sunt mai buni oamenii. Oamenii tot așteaptă și așteaptă și greșesc din nou. De ce ar fi oamenii mai buni? Nu cred, nu cred. Oamenii sunt și buni și răi și au același, au, au, au mereu aceste două fațete și trec de la una, de la alta, în fond una pe alta se pun, se pun în valoare, mai puțin bine le pune răul în valoare, dar îl... îl, îl îl încadrează bine într-un într 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 soi de experiență pe care probabil nu am dorit-o, nu ne-am dorit-o, dar răul în schimb pune în valoare binele. Deci viața... Complementaritate... Absolut, absolut viața este făcută din, din, și din rău și din bine și, mă rog, în general din uh, atâta și atâtea nuanțe de gri. E bine să gândim în nuanțe de gri. Teatrul oferă posibilitatea asta de a gândi de a vedea în mai multe nuanțe de gri, poate și în culori mai multe câteodată uh, și bun, acum revenind la Beckett, este pentru mine într adevăr este este autorul care m-a marcat cel mai mult și prin scrisul lui, prin dramaturgia lui și prin uh, principiile uh, punerii în scenă pe care el însuși l a dezvoltat mai întâi chiar în scenariul scrierilor lui, ale pieselor lui, dar și participând în fond la punerea în scenă uh, a fiecarea dintre uh, operele sale teatrale. Deci a, el a, a regizat uh, fie de unul singur, fie împreună cu alți uh, regizori, uh, fiecare dintre piesele sale. Și... Uh, ceea ce m-a marcat la el este tocmai uh, raportul acesta la trăire, la, la un alt fel de experiență de receptare decât cea a sensului, a semnificației, a unei întâmplări care se povestește pe scene din care trebuie să înțelegem ceva. Ei bine, la el poate că nu trebuie să înțelegem ceva, poate că nu e nimic de înțeles, dar totul de trăit, de experimentat. Uh, și asta se vede cu uh, această mare opera lui Așteptându-l pe Godot care este experiența uh, așteptării De ce mergem la teatru? De deci ce ar trebui tinerii să fie încurajați să meargă la teatru? Hmm. Hmm. Haideți să ne întrebăm pe greci Uh, de fapt, eu m-am întrebat uh, toți uh, acești trei ultimi ani în care am fost foarte mult în Grecia și am asistat la festivalul uh, elenic, festivalul de teatru de la Atena și Epidavros. Oare de ce merg grecii la teatru? Da, știți de ce? Pentru că merg în valuri la teatru. Teatr te teatrul de la Epidavros, care este unul din teatrele care s-au păstrat cel mai bine, cu capacitate de peste 20 25.000 de, de locuri, se umple până la refuz în timpul festivalului de teatru din, 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 vară, care ține din iunie până la sfârșitul lui august, mijlocul lui septembrie. Și în fiecare weekend există câte o reprezentare, mai multă reprezentație a unei, piese de teatru și mă întrebam cum de merg ei la teatru uite așa încolonați frumos cu pernițe ca să poate să se așeze pe pietrele alea care sunt cam dure altfel ca să stai două ore lipit acolo de ceea ce se petrece în scenă e, e, e o experiență dar merg la teatru eu am rămas uimit văzându-i cât de de atrași sunt, cât de conștiincioși sunt când merg la teatru. Și m-am întrebat, oare de ce merg la teatru? Așa cum merg ei la teatru. Așa cum nu mergem noi sau cum știm cum știu că în lumea noastră, a mea cel puțin, nu prea văd lumea mergând la teatru așa cum merg grecii. Să fie oare din nevoia de a comunica, de a se comunica? ei au inventat teatru deja și stăm și ne întrebăm ce înseamnă teatru. Vine din cuvântul teatron, teatron, care înseamnă locul, locul de unde privești, locul de unde se vede în fond. Și de fapt ce vedem altceva dacă nu, sau de ce mergem la teatru dacă nu pentru a ne vedea pe noi, pentru a avea un loc din care ne putem vedea pe noi, de undeva de deasupra noastră. Liviu Dospinescu, director al programului de teatru de la Universitatea Laval, vă mulțumim pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut realmente plăcere. Pentru cei interesați să urmeze o carieră în teatru, dumneavoastră ați putea fi o resursă, ar putea să vă contacteze? cu siguranță, cu siguranță nu aștept decât, decât asta din partea oricărui interesat de o carieră în teatru, eventual la universitatea noastră. Cu mare plăcere voi răspunde oricărei solicitări. Așadar, tineri din comunitatea românească, toți cei doritori să urmeze o carieră în teatru, avem o resursă importantă, domnul Liviu Dospinescu, un director de programe la Universitatea Laval. Așadar, haideți să folosim resursele comunității noastre și să învățăm să creștem mari de la cei mai buni. Și pentru că sunteți pentru prima dată la ESCU TV și ne face o deosebită bucurie, ce ați putea spune despre apariția în comunitatea românească acestui post de televiziune? ESCU TV, mă gândesc în primul rând la mine, că eu sunt un ESCU, dospinescu, mai sunt Popescu, Ionescu, dar pot să fie și alții care ar trebui să se regăsească în această particulă esențială a românității de acasă și de peste ocean. Noi ne aflăm acum peste ocean, deci Escu trebuie să fie în fond ceva ce ne leagă pe toți și îmi doresc din tot sufletul să deveniți această legătură organică, atât cât poate o televiziune să o facă. Pentru toată comunitatea românească. Mulțumim încă o dată! Dragi telespectatori ai TV, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire la o altă rubrică a Legea Unii Cariere. Pe curând! Bună ziua, numele meu este Bogdan Holenciuc și reprezint Casa Funerară Magnus Poarie. De deci ce am deschis acest cimitir românesc? Pentru a regrupa familiile românești într-un singur loc, într-un loc respectabil, într-un spațiu natural. Cimitirul din Laval este cel mai mare cimitir din Riv Nord, numit la origini Cimitirul Plăcut, S-a transformat după aceea în Cimitirul Laval în 1982. Cimitirul din Laval, bineînțeles, este înființat respectând grija față de mediul înconjurător. Implicarea și funcționarea cimitirului din Laval. Pentru comunitatea românească, se realizează cu mult respect pentru obiceiuri, valori, tradiții, credințe, nevoi personale și de mediu. Cimitirul din Laval este cunoscut și va evolua în timp, bazat pe respect reciproc, va evolua în pas cu societatea și pentru păstrarea acestuia generațiilor viitoare. The offer to the Romanian community Is more than a terrain or just a mausoleum. It's a place of accent and gathering in the ensemble of the entire cemetery. We are listening to the values of the Romanian community. Magnus Poirier completes the services offered in the Laval Cemetery with high quality, affordable prices, and with respect towards all the Romanian families. Comme vous voyez, le cimetière de Laval est un endroit unique et accessible pour toutes les familles. Mon collègue Bogdan et moi-même serons honorés de vous accueillir en tout temps. Contactez-nous.